Continuă greva foamei în fața complexului energetic Oltenia. 15 persoane au apelat la această formă de protest și nu au de gând să renunțe. Temerea protestatarilor este legată de mutarea sediului companiei energetice la București, fapt care ar putea duce la o înstrăinare a unității. A doua zi de greva foamei la complexul energetic Oltenia a mărit în numărul de protestatari. Persoanele care au apelat la această formă de protest spun că mutarea sediului companiei la București ar fi o greșeală. Bineînțeles că trebuie să vină responsabil direct. Practic, statul e acționarul majoritatea acestei unități și considerăm că este normal să implice în rezolvarea problemelor și complexul energetic Oltenia și nu numai a energiilor din surse regenerabile. Acolo mărește cotele acelor companii. Aici văd că vrea să distrugă cu totul sectorul miner și energetic din România pe bază de cărbune. Protestatarii îi cer ministrului energiei Victor Grigorescu să vină la Târgu Jiu pentru a discuta cu ei. Vom sta cât va fi nevoie și sperăm din tot sufletul să rezolvăm această problemă, fiindcă de ea depinde soarta minerilor, energeticienilor și a Gorjului special. Să fie lângă noi, să fie aproape de noi, nu plecăm până chiar și cu... Ne dăm viața aici, nu plecăm până adânsul și directoratul companiei nu este lângă noi să ne spună ce se întâmplă cu compania asta și ce își doresc la compania asta. De ce crezi că nu vine domnul Ciobotărică la dumneavoastră? Nu știu. Nu are un răspuns, cred, să ne da. Numărul celor care vor intra în greva foamei va crește în zilele următoare, după cum dau asigurări liderii de sindicat.